Rămasă singură pe lume, bătrâna de 83 de ani a sunat la numărul de urgență 112 pentru a cere ajutorul. Cazul ei a fost prezentat de un polițist local care a ajuns la casa femeii. În urmă cu aproximativ o săptămână, o bătrână din municipiul Constanța a sunat la 112 pentru a cere ajutorul. Ea le-a spus operatorilor că moare de frig și de singurătate. Femeia nu se încumeta să bage în priză caloriferul electric, singura sursă de căldură, de teama factorii la energie electrică. Gabriel Enache, polițist local, a ajuns la casa ei și a povestit totul pe contul său de Facebook. Este greu de înțeles și acceptat, dar se întâmplă în zilele noastre, în țara noastră. Această măiță a sunat la 112 că moare de frig și singurătate în casă. Nu mai are pe nimeni. I-a murit băiatul, soțul, fratele și sora. Singură pe lume la 83 de ani. Sunt împreună cu colegii aproape în fiecare zi lângă acest suflet lăsat pe pământ de bunul Dumnezeu, a scris polițistul local. După postarea lui Gabriel Enache, mai mulți consăteni au anunțat că vor să o ajute cu alimente pe femeie. Primul gest umanitar l-au făcut chiar polițiștii locali, care i-au cumpărat de mâncare bătrânei și au achiziționat o butelie nouă pentru a-și putea pregăti mâncarea. De asemenea, polițiștii locali au anunțat că vor suporta din banii lor, timp de câteva luni, plata facturilor de curent. Firma care asigură hrana pacienților la Spitalul Județean Constanța a anunțat că îi va oferi o masă în fiecare zi la domiciul acesteia, relatează mesajul.ro.